Cei cinci studenți care au murit într-un accident de mașină, în timp ce se îndreptau spre casă în Arkansas de la un colegiu biblic din Wing, erau creștini devotați care și-au petrecut ultima săptămână pe pământ, asistând la cursuri biblice și comunicând cu alți tineri care aveau idei similare, a dezvăluit școala. Liceul Sylvan Hill, Suzy, Prim și Ava, Salmon Core, de 21 de ani, Maggie Franco, de 20 de ani, și Andrea Prime, de 23 de ani, sora lui Suzy, au fost răniți mortal într-o coliziune cu mai multe mașini în timp ce se întorceau de la excursie sponsorizată de biserică. Într-o declarație, Colegiul Biblic a dezvăluit că tinerii adulți și-au petrecut săptămâna dinainte accidentului făcându-se la cursuri și cunoașterea studenților din acest an, precum și să ajungă din urmă cu personalul care era anterior colegi de clasă cu trei dintre ei. Toți cei cinci au participat la Faith Bible din North Little Rock, o biserică de frați și surori iubiți în Hristos pe care am ajuns să iubim dincolo de cuvinte, se spune într-o declarație cu o bucurie de nespus, vă spunem că prietenii noștri și-au pus credința în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor. De urmare, știm că ei sunt prezent cu El, o realitate pe care suntem destul de invidiați. Nu există nicio îndoială că ceea ce văd în prezent prin ochii lor este o bucurie nespusă, deoarece au terminat cursa pusă înaintea lor și se bucură acum de părtășia cu salvatorul lor. Camioneta s-a ciocnit cu o mașină de pasageri și cu o camionetă comercială, forțând un alt camion să vireze pe partea cealaltă a drumului, unde șoferul s-a ciocnit frontal cu fordul elevilor. Camionul și vehiculul studenților a fost cuprinse de flăcări, ucigând cei cinci adulți tineri și lăsându-i pe alții cu rând grave. Șoferul care a fi provocat accidentele pe sens greșit nu a fost identificat. Oficialii au spus că individul ar putea primi acuzații viitoare pe măsură ce ancheta se desfășoară. În urma accidentului, ce cinci tineri au fost amintiți de biserică și comunitatea lor pentru credința lor puternică și angajamentul față de evangelizare. Lydia, care a crescut mergând la biserică cu grupul, i-a spus Se simte ca și cum inima mea este frântă. Toți aveau personalități atât de pline să puteau înțelege râzând mereu unul cu celălalt. Ruth și Betsy, proprietarii brutăriei, unde lucraseră trei dintre studenți, au spus că se mângâie într-un verset biblic recent pe care Suzana și Ava le-au postat pe conturile lor de Instagram. Consider că suferințele noastre actuale nu merită, comparându-se cu slava care se va descoperi în noi. Brutăria a spus că se va închide timp de două săptămâni pentru a le permite angajaților să-și plângă moartea fetelor. Avem o singură mângâiere și o singură speranță și aceasta este mângâierea care vine doar de la Dumnezeu, a postat afacerea pe Facebook. Ava și Suzi l-au iubit pe Isus și l-au cunoscut pe Isus ca mântuitor al lor și răscumpărător. Au vrut să slujească cu viața lor și au avut încredere în el pentru mântuirea lor. Ei sunt acum cu el în slavă și în timp ce noi suferim pierderea lor, inimile noastre sunt pline de speranță. Pe Facebook, Faith Bible Fellowship a spus că va avea loc o slujbă funerară combinată pentru Salomon, Andrea, Maggie, Ava și Suzy la ora 10 dimineața pe 4 februarie la Centrul de Arte și Spectacole al Liceului Sylvan Hill, relatează christianpost.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.